În urmă câteva zile, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transportul Călăraș au format echipe cu polițiștii Serviciului Rutier Călăraș, precum și cu cei de la Serviciul de Ordine Publică din Călăraș, verificând respectarea obligațiilor la trecerile la nivel cu calea ferată. Activitatea a avut ca scop conștientizarea de către participanții la traficul rutier, în principal a conducătorilor auto, cu privire la riscurile la care se expun prin nerespectarea semnalizării rutiere și a obligațiilor care le revin în zona trecerilor la nivel cu calea ferată pentru prevenirea producerii acestor evenimente. În urma activităților desfășurate de polițiștii călărășeni, au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale în valoare de 275.765 de lei, totodată fiind reținute și două permise de conducere.